Am o Parcă tibă. e normal, da? Da. Nu s-a mișcat nimic așa. Ești gata de muncă, dacă mă vezi și mă auzi. Te văd, pe orizontal ar fi mai bun, dar așa cu câmp negru parcă e... E de spun pe orizontală, sunt Așa mă sau gândesc. așa, Nu. da? Nu? Trebuie pornită rotirea automată a ecranului, cred că nu-i pornit lama ta. Da, nu știu că trebuie. Cu bolile astea mele nu pot fi sigur de nimic. Să încep ceva, un proiect, parcă m-am pregătit de mult. Și banii au fost și alocați și una alta și tot m-am stupat. Că nu știu la cât o să ajung. Mergem așa. Trebuie să mai mergem prin așa, poate. Eu continuam, chiar astăzi dimineață mi-au comunicat niște informații că băieții au de gând pe data de 19 martie să iei hotărâre în dosarul CEDO cu Gemeni, numărul 1988-2006. Și da, mă rog, a fost numită ședința pentru data de 19 mai, martie, dar mie nu-mi previne crede, știi, că oamenii sunt atât de nepăsători, necompetenți, pentru că ceva se întâmplă. Mai a apărut și o altă informație, mi s-a spus că, băi, tu nu spui, dacă Parlamentul nostru fie dizolvat pe data 23 martie sau 24, deci cu Gemini, de la Gemini e rămas bun, adică băieții, dacă mai stau acolo un an, doi, deci nu o să fie nicio schimbare, adică dacă nu se dizolvă Parlamentul. Dar dacă se dizolvă Parlamentul, Gemini foarte repede să rezolve problema. Toți procurorii vor să implice în favoarea ta. Cred că procurorii niciodată nu s-au implicat în favoarea mea. Tot timpul au fost de favoare. Și cam toți procurorii care astăzi sunt la conducere, poate cu excepția procurorului general, sunt cam împotriva mea, au fost și sunt. Mai ales să fie de la Procuratura Anticorupție și la Centrul Corupției. Și care e problema? Deci, atât se închipui că CEDO a emis două hotărâri în dosarul 1988, bar 2006. Și ultima hotărâre a fost din 8 februarie 2020. Iată, un an de zile s-a împlinit. Și ea trebuie executat hotărârea aceea. Parțialul a executat-o. Guvernul mai încă pare mi se a plătit 1,5 milioane de dolari sau euro. Nu știu cui. E foarte complicat să aflu cui. Ei, dar mă rog, acolo au fost mai mulți beneficiari. Poate cândva s-a clarificat situația. Asta trebuie pus simplu aici de cale penală de stabilit. Dar în partea cea mai principală, hotărârea CEDO nu a fost executată încă. Deoarece Curtea Supremă de Justiție nu s-a expus privind executarea hotărârii din 18 februarie 2020 a CEDO. Deci, și are acest dosar în examinare și până în prezent. L-a amânat, l-a amânat, tot l-a amânat. Și atât se închipă în octombrie, anul trecut, la 1 octombrie, iată, aici am scrisoarea. Scrisoarea Curții Supreme de Justiție, aici o păsăruică, ca micuță, unde este indicat, aici cabinetul avocatului Ilie Rotaru, adică e expediat și mie. Eu sunt participant în dosarul ăsta. Și atât, la 2 octombrie, Curtea Supremă de Justiție mi-a datat scrisoarea, eu am primit-o pe undeva pe la 3, 4 sau 5 octombrie. Și iată aici, la scrisoarea aceasta, pe o foiță, este anexată cererea de revizuire, depusă de doi cetățeni ai Republicii Moldova, domnul Petru Madan și avocatul lui, iată aici a indicat că la această cerere a fost depusă la Curtea Supremă la 1 octombrie 2020. Și la această cerere de revizie, doi oameni spun și prezintă document că cetățenii care s-au adresat la CEDO în 2006, adică Ujor și Roi, nu aveau niciun drept să se adreseze la CEDO, deoarece ei nu erau proprietari a imobililor respective,
care ei spuneau că le-a fost luat de guvern și de justiția Moldovei ilegal. Deoarece acești cetățeni, încă în 2003, au înstrăinat aceste imobile, lui domnul Petru Madan, care era rudă cu aceste familii Ojog și Roibu, cu Ludmila Ojog, el e frate, cu Mihail Roibu, el e cuscu, Petru Madan. Și iată, este oameni trimit la Curtea Supremă de Justiție așa document. Da, eu nu înțeleg de ce s-au ajuns la Curtea Supremă pentru executarea unei hotărâri CEDO. Trebuie să ocupe numai Guvernul, Ministerul Finanțelor. De ce s-au ajuns la Curtea Supremă? Nu, păi Curtea Supremă, care a fost esența litigiului? Curtea Supremă, în 2005, a declarat lichidarea gemenii ilegală, împărțirea averilor ilegală și a restabilit gemeni. Adică cei care au obținut averile respective, imobilele, 41% din imobile, naturile au primit Ojog și Roibu, real. Și deci Curtea Supremă le-a lipsit pe ei de aceste imobile prin decizia sa din 20 mai 2005. Tot atunci a fost intentat și dosar penal împotriva mea, deoarece eu la 20 mai 2005 eram administrator a 60% din averile sa gemeni, inclusiv imobile. Și iată, deci, CEDO a declarat încă în 2011 ilegală această decizie din 2005 a Curții Supreme de Justiție. Nimeni în 2011 nu s-a deranjat să îndeplinească această decizie din 2011. Au așteptat până în 2000, CEDO a anunțat că ea se va expune adăugător privind averile ăsta gemeni. Au așteptat și CEDO a împins datorită influenței lui Plohotniuc la CEDO, a întins dosarul ăsta cât a putut, până a plecat Plohotniuc. Când Plohotniuc s-a dus, cei de la CEDO au zis că, dar noi suntem gata să emitem hotărârii. Dați-ne informații. Ei în 2019 au cerut de la agentul guvernamental informații despre situația la ASG. Eu nu știu ce le-a scris acela, că eu nu eram parte în dosar, dar ei au, agentul guvernamental, a mințit CEDO. Grosolan, nu știu cum se mai spun, am mințit și CEDO a emis hotărârii că de dat lui Madan și lui Ojog și Roibu 1,5 milioane de euro ca pagubă, ca venit ratat și 36% și ceva din imobilele astea gemeni. Dacă nu e posibil de dat imobile, de dat 2,1 milioane de euro încă în plus la cel 1,5 milioane. Și îți închipă băieții ce au făcut. În principiu ei trebuiau să aștepte guvernul. Și Curtea Supremă de Justiție, agentul guvernamental, trebuie să grăbească timp de 3 luni să execute hotărârea CEDO în întregime. Dar de obicei, deoarece la gemeni erau atunci, în 2020, în februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 3 luni de zile cât acolo, erau oamenii lui Plohotniuc, era Plohotniuc la gemeni și este și acum, băieții nu pot cu una, cu două să execute hotărârea, știi, CEDO, că ei acolo toți au fost implicați în afacerile cu gemeni. Și numai cu gemeni acolo, dacă lângă gemeni e fabrica Bucurie, lângă gemeni e fabrica de sticlă, lângă gemeni sunt multe alte întreprinderi, pizzeria, Andy Pizza, La Plăcinte, Rogop și alții, multe altele. Iată aceste toate firme s-au luat Plohodiu, care le-am numit eu, în mare măsură, cu excepția fabricii Bucuria și fabricii de sticlă, care la fabrica Bucuria au venit alții, la fabrica de sticlă, acolo pare mi și s-a restabilit proprietatea statului, dar tot nu precis. Poate de atunci s-au făcut, dar proprietatea asta a statului era exclusiv exploatată în favoarea echipei lui Plohotniuc. Poate și amu e asemenea situație. Și atât deci, nu au putut, până în prezent, nu, hotărârea CEDO nu s-a îndeplinit. S-a îndeplinit numai parțial, referitor la 1,5 milioane. Cum l-au împărțit ei, numai Dumnezeu știe, și poate procurorii cândva vor afla. Și după ce vor afla procurorii, dacă vor dori, vom afla și noi, în detalii. În principiu, eu știu cum s-a împărțit. Dar mai ne mai reținem să-i expunem cine și cât a primit și cum a primit. Și iată, îți închipă în octombrie, după ce ei au achitat 1,5 milioane, parțial unde plin hotărârea CEDO, apare documentul semnat de Madan și Roibu, de Lupu, avocatul lui Madan,
că ei sunt proprietarii de fapt a imobilului acelor 36% care trebuie guvernul să le cedeze lui Roibor și lui Ojoc. Încă de, ei sunt proprietari, el e proprietar Madan încă din 2003, închipui. Adică el ce face Madan? Îi pune amul la bătaie pe rudele lui. Pentru că asta trebuie să fie intentat, dacă rudele lui au primit ceva bani, trebuie intentat dosar penal și dosarele cele sunt de prin anii 2004-2005. Împotriva lui Ojoc Roibu și datorită ei îl acoperau pe Madan și, și Madan a avut dosar penal pe atunci. În principiu, așa ar trebui de procedat. Și iată, deci, la 1 octombrie, Curtea Supremă află despre aceea că hotărârile CEDO sunt ilegale, în principiu. Ce trebuie să fac Curtea Supremă? Eu le-am trimis, iată, eu am la la 27 octombrie, eu am expediat la CEDO. Iată, aici e scris, 27 octombrie 2020. E adresat acest document la CEDO. Asta e în română, eu l-am tradus în engleză și le-am expediat. Domnilor, aveți în vedere. Și tot așa, tot asta, cu o scrisoare din soțire, am trimis Procurorul General, Ministrului Justiției, Guvernului și Curții Supreme de Justiție. Mi-am făcut datoria. Le-am tras atenția, uitați-vă, domnilor, din documentele care voi le-ați primit la 1 octombrie la Curtea Supremă de Justiție, reiesc că deciziile CEDO au fost ilegale, deoarece CEDO a fost mințit. Și de presupușii reclamanți, Ojoc și Roibu din grupul, câți ei au fost acolo, 5 persoane inițial, doamna Roibu a decedat, Dumnezeu s-o ierte, și-au rămas 4. Cine urma în cazul ăsta? În cazul ăsta este punctul 80, articolul 80 din regulamentul Curții CEDO, Curții Europene pentru Drepturile Omului. Punctul 80 spune că dacă apar circumstanțe noi într-un dosar în care Curtea s-a expus de acum a emis hotărâri, timp de 6 luni de zile orice parte este partea cointeresată are drept să adreseze la CEDO timp de 6 luni, din momentul când a aflat despre apariția circumstanțelor. Adică Curtea Supremă a aflat la 1 octombrie, Curtea Supremă la 2 octombrie a trimis scrisoare agentului guvernamental, iată aici este unde am arătat eu că sunt aici eu indicat, în scrisoarea asta, iată aici eu sunt indicat, dar primul e agentul guvernamental, adică agentul guvernamental. La 2 octombrie, agentul guvernamental, Curtea Supremă, l-a înștiințat că au apărut circunstanțe noi. Eu nu știu cum, deci, i-au trimis și cere de revizuire lui Madan. Și dacă domnul agent guvernamental, Oleg Rotar, dacă cei de la Curtea Supremă de Justiție sunt oameni competenți, știu regulamentul CEDO, dar mai ales, ăștia de la Curtea Supremă poate nu-l știe. Mai ales punctul 80. Da, domnul agent guvernamental e obligat să-l știe, să-l cunoască. Eu nu știu dacă îl cunoaște. Îmi pare că nu-l cunoaște, dacă până acum n-a acționat. După informațiile mele, n-a acționat. A scris el acolo o scrisoare la CEDO aiurea. Dar nu a scris o cerere de revizuire în baza articolului 80. E o scrisoare și care a scris-o el o am în copii. Pare mi se el chiar personal mi-a expediat-o și mie. Dacă nu Ministerul Justiției mi-a expediat-o. Și iată, deci, agentul guvernamental, timp de 6 luni de zile, de când a primit, hai să zicem că el a primit scrisoarea Curții Supreme de Justiție pe data de 5 octombrie. Adică el are termen, timp de 6 luni, să adreseze la CEDO cu cerere de revizuire. Adică 6 luni expiră când? La 5 octombrie, expiră la 5 aprilie 2021. Adică mai are... Cât azi e 16, mai are 2 săptămâni din luni, mai are 3 săptămâni, 20 și ceva de zile, încă în rezervă. Deci eu am atenționat și celor de la Curtea Supremă că ei nu pot lua decizii pe data de 19 martie și nici mai devreme. Nu pot lua decizii mai devreme de 5 aprilie aproximativ. Nu, spunem pe 3 aprilie, nu pot lua nicio decizie. Ar fi bine ca ei să amâie examinare cauzei date pentru a se expune definitiv pe data undeva, pentru o zi, undeva la sfârșitul lui aprilie. Și atât eu, astăzi, ca să nu zic că, sau mai știu eu ce, să nu spun că ceva nu le-a fost clar,
Le-am scris la toți, iată, am scris de mână, mâine dimineață, până mâine dimineață asta va fi dactilografiat, tăpat, cu litere mascate. Am scris două pagini. Am scris, iată, președintele Cursului Suprem de Justiție și colegiul judecătoresc care va examina cauza numărul 1988-2006. În paranteză am scris la Curtea Supremă, cauza asta are, nu, avea, posibil că l-au schimbat. Eu am numărul din 2R-41-2020. Posibil că ei l-au schimbat, după cât mi s-a spus că el e 2RH-7-2021, adică e unul din primele dosare din anul 2021. Le-am scris două pagini și încă o dată i-am atenționat. Și copia o voi expedia Procurorul General, aici am scris, copia Procurorului General Republicii Moldova, deoarece domnii procurori lor le face foarte rău când aud de asta Gemeni și de alte firme al lui Plohotniuc. Și ei, Procuratura Generală expediază dosare la Procuratura Anticorupție, Procuratura Anticorupție expediază la Centrul Corupției și băieții de acolo care tot timpul și acum, de când ei s-au aproape formați, de prin 2000, cel puțin din 2005, au apărat interesele Voronin, grupării criminale Voronin-Plohotniuc și acum ei lucrează în favoarea acestor oameni când acest centru nu va fi lichidat. Să sperăm că după dizolvarea Parlamentului și crearea unui noului guvern, acest centru va fi lichidat. În orice caz, eu întotdeauna voi milita pentru această acțiune. Dar ce interes ai, mă, ta? Cum de-ai fost admis parte în dosarul ăsta la Curtea Supremă? Oleg, noi mai vorbim despre asta, dar eu încă o dată sunt gata să repet și consider că trebuie repetat cât mai mult ca oamenii să înțeleagă cum activează organele de drept din Republica Moldova. Eu iată am spus că eu, la momentul când a apărut hotărârea Curții Supreme de Justiție din 20 mai 2005, eram administrator. Cabinetul meu de avocați era administrator. Eu am scris nu la numele meu, dar la numele cabinetul avocatului Ilie Rotaru, că era administrator a 60% din averile Gemeni în baza deciziei judecății, judecătorii sectorului 1, care au decis lichidarea Gemeni în 2002. Această lichidare a fost executată total și eu, deoarece judecata n-a găsit, nu știa, cine sunt acei acționari care au 60% din averile Gemeni, înțelegi? Nu, ei nu s-au prezentat nici la o ședință. Decât i-au chemat de 3 ore prin scrisori poștale, acolo erau două firme, una din Cipru, alta din Panama, băieți din Transnistria, din Ucraina, care niciodată nu s-au prezentat la instanță de judecată, dar ei dețineau 60% din acțiunile Gemeni. Aproape, nu, 42% aproape, iar celelalte vreo 15-20 aparțineau altor acționari care noi am căutat, eu până când o restabilit Gemeni, i-am găsit aproape toți și ei, unii au primit avere, alții nici nu au putut fi găsiți și deci averea acelor oameni trebuie să treacă la stat. Iată, de exemplu, și astăzi în registrele ăsta Gemeni figurează numele lui Catanoi, Daniel, care ca acționar cu 7%, dar să-ți tipă și înseamnă 7% din acțiune, eu am acolo 7 și ceva procente. Care eu trebuie venitul de la 7% de la SGM înseamnă undeva 250.000 de lei lunar. Și iată omul ăsta figurează în listele ca acționar a SGM, dar el a decedat în 2004 încă. Și eu am documentele respective. Și asta e foarte ușor de dovedit. Și cum se întâmplă că Daniel Catanoi și până astăzi este acționar a SGM când el e mort din 2004? Și nimeni nici n-a încercat să îi strângească averile lui. Dar cine le-a primit până în prezent? Dar cine știe cât avere are statul? Numai eu știu acolo câte avere trebuie să aibă statul. Dar nimic de asta nu-l interesează. Procurorul general nu-l interesează. Procurorul șef anticorupție nu-l interesează. Ce mai interesant, că toți procurorii șef anticorupție care au fost, îi țin eu minte, ei erau oamenii de încredere lui Plohotniuc care au depus cele mai mari eforturi pentru că eu să fiu persecutat, arestat și așa mai departe. Și ce acum cineva vrea să am încredere în Procuratura asta anticorupție sau în Centrul Național Anticorupție care executa direct, care eu știu cât
cât băieți acolo vin eu, dar eu nu le dădeam mit, pentru că eu știam că dacă le dau mit, eu o să-mi fac un flagrant, o provocare. Și asta e cert și până astăzi cam așa, aceeași situație există. Deci eu, iată, ca să, nu cred că se va schimba ceva în atitudinea procurorului general când el va primi această hârtiuță, dar eu o să o trimit procurorului general să văd ce o să facă ei cu ea și dacă ei o să reacționeze, pentru care e problema? Iată, dacă judecătorii, eu deși trimit judecătorul Curții Supreme de Justiție, eu le spun, oameni buni, voi nu trebuie să primiți pe data de 19 să luați o hotărâre. Voi mai amânați dosarul ăsta până la sfârșitul aprilie. De ce? Pentru că dacă voi luați amul pe 19 martie, eu nu expun că eu să iei, o să le dai bani și o să iei o hotărâre a iurea, care o să zică, dacă va anula o cedă, dacă cedul își va schimba hotărârea, atunci noi o să schimbăm și noi. Dar dacă cedul va rămâne la hotărârea care a emis-o, iată, noi am luat, am executat. În principiu, mie, mi-e convenabil ca Curtea Supremă de Justiție să execute în tocmai hotărârea CEDO din 8 februarie 2002, în tocmai, dar numai în tocmai. Pentru că dacă eu execut în tocmai, eu de cabinetul meu, care și astăzi este în Republica Moldova, și eu parcă exist, și nu încă au reușit să mă bage la pușcărie, că acolo să mă impună să mă dezic de toate sau mă știu ce urmăresc ei, eu o să revin la Gemin ca administrator așa de potenit la Vierile Gemin. Și eu vreau atunci să vedem cum băieții, cine și averea o să primească prin judecată respectiv. Și o să vină toți frumușel să dovedească drepturile lor. Printre altele, dar eu deoarece cam știu, cunosc, că Curtea Supremă de Justiție nu o să iei o hotărâre, în hotărâre nu o să fie scris că eu mă devin, drepturile mele se restabilesc la data 20 mai 2020, eu prefer în situația asta ca băieții să mai gândească, să nu se grăbească, pentru că dacă ei, Curtea Supremă de Justiție, l-au informat pe agentul guvernamental, iată despre situația nouă creată, și agentul guvernamental, timp de 6 luni de zile, nu depune cerere de revizuire, el o să-și asume toată răspunderea în cazul ăsta și n-ar hotărî Curtea Supremă de Justiție. Și eu vreau să văd ministerul, agentul guvernamental, ministrul justiției, guvernul, cum o să răspundă în fața acționarilor care i-au deposedat ilegal de ieri, prin nepăsare, necompetență sau nu știu ce. Dar dacă Curtea Supremă e acum, pe data de 19, o decizie, și pe urmă ei își asumă răspunderea, în caz că Curtea Cedova, agentul guvernamental depune, de exemplu, la 1 aprilie 2021, o cerere de revizuire, dar Curtea Supremă se expune asupra și execută hotărârea Cedova, dar pe urmă Cedova, în baza cererii de revizuire, agentul guvernamental își va modifica, își va anula hotărârea. Ce vor face ești de la Curtea Supremă de Justiție? Doar ei o să poate ei dovedi că ei n-au fost nipricom când au emis așa o hotărâre fără a aștepta încă 3 săptămâni. Că acum asupra lor se face o mare presiune că să iei hotărâre, să le lăsă, să le dăi, nu știu ce acolo, 2 milioane 100 de mii să le dăi la Șilan să le ascupe gura, dar averea așa să rămâie tot cum este. Adică Gemeni se rămâie tot în mâinile lui Plohotiuc și echipei. Iată cam care deci modelul astăzi de care urmează să fie implantat în viață. Eu știu, în mare parte, iată, implantarea acestui model depinde de procurori. Dar eu cred că procurorii ei așteaptă să expună Curtea Supremă de Justiție. Iată, are posibilitate Curtea Supremă de Justiție. Să mă aștepte până la 5 undeva, 10 aprilie. După 5 aprilie se emit o hotărâre, dacă ei nu au primit scrisoare de la agentul guvernamental, că agentul guvernamental a depus cerere de revizuire la CEDO, atunci Curtea Supremă după 5-6, pe data de 5-6-10 aprilie, emite o hotărâre și este obligată să execute hotărârea CEDO.
ilegală, nelegală, cum este ea, da? Mai departe, Guvernul Republicii Moldova niciodată nu va putea cere de la CEDO să mai schimbe ceva în hotărârea. Ați avut, băieți, CEDO să le spui totdeauna, ați avut 6 luni, ați aflat la 1 sau până la 5 octombrie 2020 că a fost circunstanțe noi, voi, timp de 6 luni, n-ați făcut nimic, n-ați depus o nouă cerere de revizuire și, băieți, fiți buni și executați hotărârea noastră. Și răspundeți cine a să răspundă pentru executarea ilegală. A unei hotărâri în principiu ilegale, adică care au băgat statul ăștia oameni în caz că ei execută hotărârea așa cum a emis-o CEDO, ei băieții au băgat statul în mari cheltuieli, adică peste aproape 2.100.000 de euro plus 1.500.000, asta sunt 3.500.000 de euro. Ne gândim la faptul că statul în această societate are undeva, trebuie să aibă, după cât eu am calculat, vreo 20-25% din acțiuni. Adică statul ar primi, dacă s-ar face o regulă la gemen, legală, organele ar activa, datorită procuraturii și curte supreme de justiție, dacă mi-ar da mie în administrarea acestei averi, eu aș dovedi și oricine, ori procuror cât de cât competent, ar dovedi că statul are cel puțin 20-25% și ar trebui să primească el să-i caute pe cei care au exploatat ilegal acest patrimoniu și să ia ei status ceare de la ei cel puțin 20% alături cu alți acționari care au fost delapidați de veniturile lor timp din 2007, iată, mai mult de 10 ani, vreo 13 ani. Dar o să vedem ce o să fac și eu vreau să, iată, le-am atras atenția la judecători cu treaba lor ce o să facă. Dar eu vreau să, încă o dată, spun că, băieți, chestiunea asta nu o să margă cum vă gândiți voi. Mai ales dacă, cum spune, Parlamentul va fi dizolvat. Și eu sper că va fi dizolvat la 23 martie sau 24 sau 25 martie, în timp cel mai apropiat. Și îi doresc succes în Baia Sandu în acest domeniu. Oricum nu o să poți participa la anticipate pentru că ești încă departe, nu? Nu, păi stai puțin. Când o să fie anunțat anticipat, o să mă gândesc ce o să fac. Chiar o să particip. De ce nu o să particip? Chiar dacă o stau în pușcărie, o să particip. Eu o să mă adresez poate domnul Satri, ca să mă includă pe listele partidului lui. Dacă nu o să vedem, poate o să mă adresez până la urmă, venicătând că m-a ignorat total, dar partidul Andrei... Andrei Năstase nu are nicio șansă. Eu cred că o să vedem ce o să fac eu până atunci, dar dacă o să fie anunțată alegerea anticipate, eu o să vedem și o să te rog și tu să mergi să ne implicăm. Eu oricum particip, eu n-am condamnare ca a ta, eu cam dată numai amienza am luat până acum. Condamnarea nu va juca niciun rol, ea nu e definitivă și eu simt ea va fi, dacă va fi anunțată anticipate, ea va fi anulată așa, na ura, cum zice rusul, dar acolo nu există nicio cremă, e foarte simplu. Eu încă o dată subliniez... Cremă nu, dar infracțiune este. Infracțiune nu există, pentru că articolul prevede pagubă. Hai să zicem de celelalte, pagubă considerabilă. Nimeni nu a pus nicio pagubă. Nimeni nu e care. Dacă era pagubă, îi trebuie să să o încaseze de la mine, în hotărârea aceea sau scrie că ea se încasează în cale civilă. Coleg, nu, acolo dosarul acela, deci, cum, eu nu degeaba ăsta, Dorindu, Ghieru, ținut dosarul 5 ani, fără, aproape și fără, așa s-a făcut, el lucrează. Și numai după ce au primit indicații directe, care, eu știu cum a fost chestiunea asta, el a emis hotărârea, deci sentința. Cei de la curtea de apel au luat mită. Fiecare câte 10.000 de euro au încasat. Probabil că nu poți demonstra asta. Ei, nu, hai stai, leacă. Lasă-i să mă dai în judecată. Dar eu n-aș vrea să mă dea și pe mine în judecată pentru distribuirea calomniei. Eu îmi asum. Problema constă în aceea, că ori ești, ori recunoști că ești necompetent, că ai condamnat un om în bază la ajuns judecătorii curții de apel. Silvia Brabe, Teleucă și cine al treilea care numai mână scurte,
lumea îi cunoaște. Și dacă am examinat dosarele lor, am studiat dosarele lor în care ei au condamnat oameni, acolo îți pui mâinile în cap. Și dosarul meu, ori trebuie să recunosc că este absolut incompetent că ai condamnat un om la așa, la 9 ani de pușcărie. Sau ce, care, din care motiv? Că ai luat bani. Și în ambele cazuri nu ești potrivit pentru funcție. Iată, de ori ești necompetent, înseamnă că nu ești potrivit în cum ai ajuns în așa funcție, că nu știi ce înseamnă crimă. Nu ai citit articolul 190. Crima e omor, dar 190 e cu escrocherii. Nu mai este omor. Omor e una din felurile crimei. Adică eu dacă am scos asta portmoneul din buzunar, am săfârșit o crimă. Păi am lovit un cetățean, i-am cauzat leziuni corporale de tot. Americanii, englezii zic crime chiar și la contravenție, dar noi parcă avem grade de contravenție, infracțiune, crimă. Contravenție eu o deosebesc și înseamnă, eu niciodată nu spun contravenția e crimă și crimă e contravenție. Dar în engleză se zice crime la orice ilegalitate. Englezii lasă părerea, eu cunosc din engleză. Noi lucrăm, ei au sistema lor, noi avem sistema noastră. În principiu, doar auzi, colegii penali examina înainte și cei contravențele, amu, s-au mai schimbat ei, s-au mai contigios administrativ una. Da, aici în România contravențele examinează în ordine civilă. Da. Da, e diferit. Nu, deci, dar crimă e crimă, nu-i numai omor. Omorul e una din cele mai grave, este considerat că e mai gravă și deci pedepsește extrem termeni de prescripție, se deosebesc. Deci, ca și, de exemplu, crimă și un accident rutier, mai ales când ești la volan beat. Acolo, asta e motiv de a fi intentat dosar penal, aflarea la, în stare de ebrietate, mai ales însemnată. Iată ce spune dicționarul. O crimă este infracțiunea care reprezintă un grad ridicat de pericol și pe care legea o sancționează cu pedepsele cele mai mari. În speță omorul sau crima internațională, fracțiune deosebit de gravă împotriva legilor și uzanțelor războiului, precum și împotriva păcii internaționale și a umanității. Deci crimă e ceva foarte grav. Violarea legii penale care se pedepsește cu detenție riguroasă, muncă silnică, temniță grea. Moarte, omor. Da? Deci sinonimele la crimă sunt moarte, omor. Da, bine, hai, ți-am zis, ne influențează limba engleză și putem să zicem crime și la infracțiune, nu? Ia nu merg. Asta că îți aduc dicționar mâine, eu îți iau dicționarul român, român de mai ediții vechi și o să vedem ce înseamnă crimă, dar care e problema? Noi nu trebuie să citim dicționarul, ci este codul penal care e clar, lămurește ce e crimă. Eu n-am luat sub mână, dar mâine o să l-am și o să încercăm să facem lecbezul ăsta, cu atât mai mult că eu, iată, ne-am scris aici că trebuie să începem o școală a vieții contemporane, ceva de felul ăsta, ca să lămurim oamenilor ce, cum trebuie să se poarte, ce trebuie să facă și ce așteaptă în viitor. Pentru că cei ce auzim în mass media, deci la televiziune, la radio și la altele, în presă, deci, Doamne ferește, duc lumea în eroare colosal. Iată, chiar în zilele astea, deci unul am participat la o discuție așa mică, deci, unde oamenii discutau cum unii miliardieri își construiesc rachete ca să ajungă pe Marte, un grup se creează pentru care să zboare spre Marte și nu se mai întoarce în anii 2030. Eu am auzit, după câte așa am început să-mi aduc aminte așa informații, dar m-am gândit, păi, iată, după unele date statistici de vreo un an, jumătate, doi, care eu mi-aduc aminte, am citit undeva că în India 40% din populație mănâncă o dată pe zi și 40% mănâncă o dată de 2-3 ori pe zi. Adică mănâncă o dată în 2-3 zile. Adică foarte puțin, subnutriți. Nu mai zic de Bangladesh, de
Pakistan, de alte populații din zona respectivă. O sumedenie de oameni, deci în Africa duc foame și chiar și o parte din China. Deci eu m-am pus în gând, m-am gândit, dar ce o să fac ei acolo? Cu ce ocazie să duc? Oamenii își iasă din minți de bogați și sunt, nu știu ce să fac cu banii, și se joacă de cosmosul, de rachetelor. Eu cred că ce o să fac? Eu cred că cândva oamenii o să ajungă pe Marte, dar cred că nu în timp apropiat, poate peste 100-200 de ani, pentru că trebuie să rezolvăm problemele aici, pe planeta Pământ, să facem regulă, să încetăm dezastrul ăsta de unii se îmbogățesc din contul altora, de exploatare extraordinară. Și atunci, poate, iată, de ce? Auzi, în lume există eu cândva am calculat 1000, da, a fost vreo 2 ani în urmă, 1000 de miliarde, cam, aproximativ. Unele surse spune, atât chiar nu de mult am citit, că sunt vreo 700. Eu cred că sunt aproape de 2000 de miliarde din lume, dar hai să zicem că sunt 1000. Iată, în lume avem 200 de state, nici 200. La Națiunile Unite sunt înregistrate 197 în ultimul, când am informații pe care o avem. Am unii zic că sunt 196, iată o să precizez. De mult mai mult de 200, dar nu contează, că state mici, neimportate, niște insulițe din Oceania, nu contează. Membrii au ONU, uh-huh. Națiunile Unite 197, erau ceva un an în urmă. Și iată dacă astea 1000 de miliarde de euro îi împărțim la 200 de state, cât 5 la fiecare stat, e poate la unul, la, de exemplu, la Rusia, care e a șasea parte sau a șaptea parte din lume, le dăm 10 miliarde și le dăm, iată, îi punem să facă regulă în aceste state, să ajute statele să iasă din situația complicată economică, să construiască drumuri, să apeducte, gazoducte, să asigură populația cu condiții a tuturor țărilor, cu condiții normale de viață. Ca în Bangladesh, India și Pakistan, să nu oamenii să mănânce de 3 ori, cel puțin de 3 ori pe zi și așa mai. Și atunci, lasă băieții turnul să adune și să încerce să construiască rachete, să zboare pe Marte, pe Lună sau mă știu eu unde. Așa că, deci, vreau să mă vedem chiar și la tine, poate împreună să facem ceva ca să mai luminăm populația și mai ales tineretul, pentru că ei majoritatea au luat-o razna toți, nu vor să învețe, dar ăștia liderii ăștia, care, mai ales copiii care au bani, eu mă gândesc că domnul procuror general Stoianoglu spune că ei investigează furtul miliardul, nu știu ce, și toți au investigat, dar cine investigează? Ei n-au idei de drept economic, de societăți pe acțiuni, ce înseamnă. Eu știu că am citit în fața studenților, unii din ei, iată, unul e conducător mare la o instituție de care se luptă cu corupția și el a învățat la Universitate Cooperativă Comercială. Eu țin minte că el nu știe ce înseamnă drept. Noțiunea nu putea formula. Și azi a ajuns mare conducător a unui organ de care trebuie să investigheze dosarele penale. Să închipăți, dar cât sunt de ăștia? Eu cred că dacă începem să-i trecem prin sit toți colaboratorii și procurorii de organelor de anchetă și procurorilor, eu cred că acolo o să găsim, Doamne ferește, ce o să găsim. Dar pe nimeni nu interesează asta. Și deoarece îi spari așa, că e business, economie, nu știu ce, deci vreau să mai spun, mai avem timp, mai pot să... Da, mă gândesc să fac un live după asta. Da, eu deci termin. Iată, eu am avut un dosar penal intentat împotriva lucrătorilor băncii de economii, furtul miliardului, presupune. Și deci, asemenea, era oribil ce era scris acolo. Deci, eu am cerut. Băi, în baza că clientul meu a venit la mine și eu m-am angajat ca avocat să reprezint interesele. Și am cerut de la anchetă, eu dacă el este, împotriva lui este intentat dosar penal, este recunoscut bănuit și s-a înaintat partea ce-mi vinuit.
s-a înaintat sub învinuire și eu m-am dus dat în bază la ce voiesc că el a furat bani de la, de la bancă. Și să vezi, trebuia să fie o revizie, un audit. Am cerut, mi-au dat audit în ceva incredibil era scris acolo. Și eu zic, că acum doamna închetător, așa de la Centrul Anticorupție, capitan. Doamna închetător, cum în așa hârtii, în baza așa, acestor hârtii, ai intentat dosar penal? E, că este și revizie a Ministerului de Finanță. Dă actul de revizie, dă actul de revizie, acolo încă mai ceva. Și ei, acest dosar, nu știu care-i soarta lui, că eu m-am dezis să mai implic în chestiunea asta, dar ei am aflat, în, datorită acestui dosar, că Centrul Național Anticorupție, la ordinul Plohoniuc, a făcut dosar penal la toți lucrătorii băncii de economie. La toți, la toate filiale, le-au făcut dosare penale, învinuindu-i colaboratorii, inclusiv și cei care puteau fura și cei care nu puteau fura, au fost învinuiți de fur. Iată, băiatul care lucra la filiala respectivă, lor li s-a incriminat că ei au furat 14 milioane, nu mai țin minte, de lei sau... Iată așa băieții lucrează. Au scris, Doamne ferește, nici nu pot să închipă. Și oamenii au fost nevoiți să fugă, să ducă în alte țări, numai să scăpe de idiotismul ăsta a procurorilor și a celor de la Centrul Național Anticorupție. Mulțumesc pentru atenție. Eu, dacă mâine, pe mâine, dacă mâine o să ai timp sau când o să mai facem legătură, eu vreau să vorbim încă despre cum lucrează totuși procurorii la noi în Republică, dar și nu numai în Republică, cam în toată lumea lucrează cam așa. Cum e ce excepții? Poate îți rezolvi, schimbi un telefon, fă ceva, du-te și îl curăță microfonul, că uneori îți scade nivelul vocii și oamenii care o să asculte chestia asta o să se enerveze.